Cardul Național de Sănătate necesar pentru a beneficia de servicii medicale gratuite este refuzat de unii asigurați din motive religioase. În acest caz însă, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș emite respectivilor cetățeni o adeverință care înlocuiește cardul la solicitarea acestora. Anul acesta, până la sfârșitul lunii iunie, s-au înregistrat aproape 100 de situații de acest fel. La Casa de Asigurări de Maramureș au fost depus un număr de 90 de cereri de eliberare adeverință înlocuitoare de card pentru acele persoane care din motive religioase sau de conștiință au refuzat cardul național. Aceste adeverințe le emitem pentru o perioadă de 3 luni, au valabilitatea. Pe de altă parte, reprezentanții CAS Maramureș spun că au foarte multe situații în care cetățenii nu vin să-și ridice cardurile naționale de sănătate. Peste 4.000 de documente își așteaptă titularii. Cei care nu dețin cardul național de sănătate nu pot beneficia de servicii medicale gratuite fără el. În momentul de față, Casa de Asigurări de Maramureș se confruntă cu o problemă, în sensul, așa zisă problemă, în sensul că un număr foarte mare de carduri naționale de asigurări de sănătate, mai precis un număr de 4.300 de carduri naționale, fie inițiale, fie duplicate, se află la sediul instituției, nefiind ridicate de către persoanele care sunt titularii cardurilor. Cardurile neridicate vor fi arhivate de CAS Maramureș, unde vor fi păstrate timp de 7 ani de zile. Maramureșenii pot verifica pe site-ul instituției dacă le-a fost emis documentul și sunt rugați să vină să-l ridice.